Bună seara, sunt Violeta și l-am alături pe Alex de la Popeșile Ordeni. Bună! Bună! Felicitări! Mulțumim mult! Cum a fost meciul din seara asta? Sincer, pentru noi ușor, cu toate că am jucat prima repriză în 5 oameni, ne-am descurcat cam greu, știam că până să ne vină al 6-lea om, nu o să putem să rezistăm tot meciul. Noroc cu el că a venit și ne-a ajutat. Cum a trebuit să vă detașați după pauză? După pauză? Da. Cu ajutorul lui. A acoperit mai multe spații pe care nu puteam să le acoperim singuri și cam asta a fost. Să înțeleg că el a fost omul meciului? Acum nu știu, pentru noi da. Că fără el n-am fi putut câștiga. Din ce văd, teoretic eu am ieșit. Mai, dacă vreți, îl chem și voi. Despre cine este vorba? Despre Mina Clivi. Din echipa adversă ai remarcat pe cineva? Da, Adi. Cel scund, nu știu pe toți cum îi cheamă. O să spui poziția, deci. E George, e cel înalt, mai bine făcut. Cam atât. Cum comentezi prestația lor din seara asta? Prezența lor? Prestația. Prestația, una bună în prima repriză, până să ne vină nou omul, când am început să ne dezlănțim. Ce le-a lipsit în seara asta adversarilor? Cred că relațiile de joc, coordonarea dintre ei. Cam atât. Cum vezi evoluția voastră în această ligă? Fiind primul meci în care joc, cred că va fi una destul de bună. Sper să ajungem cât mai sus și de ce nu să și câștigăm. Sperați la promovare? Da, de ce nu? Avem o echipă destul de bine sudată. Ne cunoaștem între noi și cred că avem toate șansele. Felicitări, la cât mai multe victorii. Mulțumim mult. La revedere. La revedere. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă invit să faceți în continuare din live paginile noastre de Facebook Liga Prieteniei sau accesând site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com.